Bun salut, eu sunt Mihai și bine v-am găsit la un nou episod de GTA 3. Ei bine, înainte de a începe, v-aș ruga să apăsați pe butonul de like, să dați un subscribe dacă n-ați făcut-o deja și sunteți noi pe acest canal, să dați și un share să vadă și prietenii voștri, iar de asemenea nu uitați să apăsați și pe acea sonerie pentru a primi notificări atunci când va apărea un nou episod de GTA 3 pe acest canal. Așa că în episodul de azi o să mergem la Joey pentru o nouă misiune, deoarece în episodul precedent am terminat misiunile lui Luigi. Pe lângă că am mai făcut și încă o misiune de-a lui Marty Chunks. Să vedem cât e ora, poate auzim telefonul. Hai să mergem la Marty. The wife. Serios? Trebuie să-i aduc lui Marty soția? Să-i aduc nevasta lui ăla? Ce o să-i facă? Sper că nu le face felul ca bancherului și hoților. Iar și ne pune să luăm o altă mașină. Așa că hai să închidem radioul pentru ca să nu ne luăm copyright. Ok. Roșu. În misiuni din astea e bine să stai la roșu. Nu-i mare stres. Numai misiunile alea contra cronometru. Ok. Da, pe ce stradă trebuie să o luăm ca să o putem... pe doamna Chunks. Că aici este închis. Nu a acordat prioritate. De-aia s-au lovit unul cu altul. Unul și cu altul. Lângă Emunation. Ok, doamnă Chunks. Ducem la Beach and Dog Food. Mm-hmm.
6, dacă... Și-a omorât și soția? Bă, Marty ăsta e nebun! Să văd ce... Take the car, dump it into the sea. We'll get rid any evidence. Ah, bun, m-am prins. Deci trebuie să duc mașina în ocean, că poate fi folosit ca dovadă. De unde prind eu un loc liber către ocean? Stai, Cedar Grove. Oare dacă o aruncăm așa? Frumos, foarte frumos. Iarăși trebuie să-mi cumpăr pistoale. The Lover. Her Lover. Mă pune să-i aduc și amantul soției lui. Bă, hai să fim serioși. Întâi că și-o moară soția, amul vrea să-i omoare și amantul. E nebun tipul. E nebun. Sper să fie și ultima dată când mai fac misiuni de genul ăsta. Că apoi vreau să fac misiunile lui Joey. Bun. Am închis radioul. Și cu toții știți motivele pentru care închid radioul în GTA. Este pentru ca să nu-mi iau copyright, că în mare parte melodiile din GTA poate să aibă copyright și nu e bine deloc. Timpul să vă terminați treburile. Marty te așteaptă. El e Marty.
Hei, merci! Bun, deci... În sfârșit am terminat și cu Marty. Și-o merită fraierul. Bun, deci cam atât pentru videoclipul de azi, cu episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un subscribe dacă n-ați făcut-o deja, să dați și un share să vadă și prietenii voștri și de asemenea nu uitați să apăsați și pe acel clopoțel pentru a primi notificări atunci când va ieși un nou videoclip pe acest canal și... Stați, poate nu sunteți pregătiți pentru un nou outro, deoarece mi-a luat copyright la piesa de outro, așa că am făcut un outro nou. Și până data viitoare vă salut, ciao! Outro-ul nou va începe în 5, 4, 3, 2, 1...